Evenimente astăzi, sâmbătă, 25 noiembrie, la Târgul Gaudeamus, la standul editurii Herald, Mindfulness în educație, cum readucem armonia în sările de curs. Lansarea cărții Mindfulness pentru profesori de Patricia Jennings. Cum spuneam, din clipă în clipă, mi se vor alătura și celelalte două invitate. Este vorba despre Lila Vasilescu, o voi prezenta și în momentul în care va veni alături de noi. Lila Vasilescu, de la Școala Verita Internațional, trainer și coordonator educație socio-emoțională și mindfulness la Școala Internațională Verita. Și Andrei Alexandrescu, psihopedagog și terapeut Floor Time, iar în rolul ei la Școala Internațională Verita oferă sesiuni individuale de terapie și lecții de învățare socio-emoțională și mindfulness. Iar lângă mine se află Andreea Neagu, psihoterapeut, psiholog școlar și profesor de asemenea la Școala Verita Internațional. Deci iată trei reprezentante a Școlii Verita Internațional. Lucru foarte important pentru acest eveniment, Mindfulness în educație, pentru că ele ne vor povesti exact cum este lucrul cu copiii, ce înseamnă mindfulness-ul în educație. Pentru Andreea Neagu, ca profesor, spune într-un testimonial pe care noi l-am publicat pe pagina de Facebook a editurii, Andreea Neagu spune următoarele: ca profesor este o plăcere pentru mine să experimentez împreună cu elevii mei cu vârste între 2 și 13 ani diverse aspecte ale practicii de a trăi în prezent, de a ne crește conștientizarea de sine, prin care copiii învață să aibă momente de pauză, să-și tragă sufletul și să devină conștienți de ceea ce au nevoie în fiecare moment. Deci, iată, vorbim despre conștientizare de sine, vorbim despre atenție conștientă și vorbim despre ceea ce înseamnă prezentul din viața noastră, nu doar pentru noi ca adulți. Iată că mindfulness-ul se aplică și în educație și pentru vârstele mai mici, pentru copii. Andreea, te-aș întreba în calitate de psihoterapeut, de psiholog școlar și profesor la Școala Verita Internațional, cum încerci să aplici practica mindfulness în activitatea ta profesională de zi cu zi? Mulțumesc, Sorin, pentru prezentare și pentru invitație. Într-adevăr, rolul meu este un pic mai specific în școala la care lucrez, pentru că pe lângă partea generală de învățare socială și emoțională pe care o predau copiilor împreună cu colegele mele, eu am și partea de psihoterapie sau consiliere psihologică pe care o aplic în lucruri individual sau în lucruri de grup, în întâlnirile cu copii sau adolescenții de la școala noastră. Și aceste întâlniri vin cu copii care au problematici specifice. Sunt copii poate cu anxietate socială sau copii cu diverse forme de tulburări emoționale. Sunt și copii cu tulburări de dezvoltare, de exemplu autism sau întârzieri în limbaj. Și atunci copiii acestea, pe lângă terapiile specifice pentru fiecare tulburare, au nevoie și de o abordare care să-i ajute să se conecteze mai bine cu ei, cu ceea ce simt în corpul lor în prezent, cu ceea ce gândesc în momentele din prezent. Și mindfulness-ul este una dintre aceste abordări, pentru că îi învățăm pe copii că de la vârste foarte mici să fie prezent, să se gândească cum mă simt eu acum, ce simt în corpul meu, ce emoții am și unde se așează ea în fiecare parte din corp. Și facem asta de obicei prin joculețe, dar și prin programe specifice de creșterea inteligenței emoționale. Unul dintre aceste programe se numește zonele de reglare emoțională. Și atunci copiii au niște imagini cu patru culori în care aceste emoții sunt împărțite în funcție de nivelul de energie al fiecărei emoții. Copiii se uită la aceste imagini și își pot da foarte ușor seama: ok, eu acum am o energie foarte ridicată, sunt tensionat și sunt în zona roșie. Asta înseamnă că nu mă mai pot controla, nu mai pot fi atent la oră, nu mai pot respira
respira la fel de bine și atunci m-am deconectat de la prezent, de la realitate. Și prin tehnici specifice avem o serie de instrumente prin care îi ajutăm pe copii să revină, de exemplu, la zona verde, unde este zona de învățare, zona de stare de bine, zona de calm, de relaxare. Iar unele dintre aceste tehnici sunt incluse și în practica mindfulness. Și cum facem noi mindfulness cu copiii la școală? De obicei, avem două momente principale, la începutul zilei și la sfârșitul zilei, în care ne așezăm pe covor, de obicei în cer, și facem fie mindfulness la respirație, ne conectăm cu respirația noastră, facem diverse tipuri de respirație, sau mindfulness al ascultării. Ascultăm sunete relaxante sau calmante și încercăm să ne focusăm atenția doar pe anumite sunete, astfel încât să ne practicăm conștientizarea prezentă și atenția prezentă. Mai este și mindfulness al mersului, ca al mișcării. Atunci când copiii tind să aibă foarte multă energie, să alerge, să fie entuziasmați, dar lor uneori le este greu să autoreglete această energie. Și atunci, prin respirație, prin conștientizare de sine, ei se pot autoregla și pot ajunge la o stare potrivită pentru a fi la școală, da? Pentru a continua să învețe, pentru a se putea focusa pe ce au ei de învățat în fiecare lecție. Deci, practic, mindfulness devine un instrument prin care ei ajung să își autoregleze energia care le provoacă anumite emoții, da? De la emoții plăcute până la emoții neplăcute. Crezi că în felul acesta mindfulness-ul, pentru că trebuie să amintim cartea Mindfulness pentru profesori de Patricia Jennings, a apărut în colecția Mindfulness a editurii Herald și o să spun și câteva cuvinte despre autoare, despre Patricia Jennings. Crezi că mindfulness-ul chiar și la nivelul educației copiilor ar putea să devină un stil de viață? Da, este foarte... Mai mult sau mai puțin conștientizat de către copii, pentru că noi știm că mindfulness-ul se aplică în viața noastră de zi cu zi. Gheorghe Bazin are chiar și o carte publicată tot în colecția Mindfulness a editurii Herald, Mindfulness pe înțelesul tuturor și Mindfulness zi de zi, în care practic ne dăm seama că mindfulness-ul putem aplica și la servici, la job, și în viața de cuplu, și în relația dintre părinte copil, da, timpul de calitate, atenția conștientă, să fim atenți la copil, să-l privim în ochi, contactul vizual cu copilul, și atunci mă gândesc că am putea să facem acest lucru și la nivelul educației copiilor, de a le insufla ideea aceasta de mindfulness. Cu siguranță o putem face și foarte formal, adică copiii cunosc această practică ca pe un moment special al zilei. Dar de la această practică formală în care ne așezăm pe covor și practic medităm, suntem atenți la noi, cu siguranță ei pot duce această practică în viața de zi cu zi. Am copii care mărturisesc foarte frumos, copii de 5 ani, de 7 ani, am fost acasă și am meditat la mine în cameră când am devenit foarte agitat, m-am așezat în mindful body, avem noi o poziție specifică și am stat acolo și am respirat și m-am relaxat. Deci, din aceste momente foarte organizate pe care noi le facem cu ei, ei le iau și le duc în viața de zi cu zi. Și, practic, acesta este scopul, ca ei să ajungă să le generalizeze, să le facă natural, nu să fie ceva impus artificial din afară. Acum, mindfulness nu este o abordare psihoterapeutică sau o abordare, un stil de viață. Ce este mai degrabă ceea ce noi oamenii avem natural. Este o tendință naturală către a ne conecta cu noi înșine și către a fi prezenți în viața noastră. Doar că stimulul exterior din viața aceasta agitată de zi cu zi pe care o ducem în societatea actuală ne îngreunează această practică naturală, da? Și o distorsionează, o face să nu mai fie fluidă, să curgă. Și de aceea uneori avem nevoie de practică, de un cadru mai specific, da? Și organizat, în care eu să mă așez cu mine și să stau să mă reconectez cu mine și să fiu atent la ce se întâmplă în prezent. Vreau să te mai întreb, mă rog, ca un soi de glumă, apropo de ce ai spus mai devreme,
copiii vin acasă și în anumite poziții pe care ei le învață la școală, încearcă să se descarce de emoționalul negativ cu care s-au încărcat peste zi sau depinde de în ce context au apărut acele emoții negative. Și vin părinții și se uită așa puțin ciudat la copii, măi, ce faci tu aici în cameră? Apropo, mă duc să meditez. Ce părere au părinții? Pentru că cu siguranță există o comunitate a părinților la voi la școală. Ce părere au părinții despre dacă ei au ajuns să înțeleagă și să conștientizeze conceptul de mindfulness? Adică cumva, uite, pornind de la ceea ce fac copiii la școală, ar putea să se facă transferul și către părinți, măi, pe lângă copii, și părinții ar trebui să meargă la cursuri de mindfulness și să devină mindful. Școala, părinții sunt în principal atrași de ideea aceasta, că școala oferă aceste programe de învățare socială și emoțională în care este inclus și mindfulness. Deci ei știu în principiu despre ce este vorba și fac o alegere conștientă. Da? Eu vreau ca copilul meu să se formeze și să învețe de mic aceste practice, această abordare a minții și a vieții. Da? Deci interesul și motivația există. Acum, practica în sine, cu siguranță, ține de fiecare individ în parte. Nu știu niciodată ce se va întâmpla cu adevărat în fața omului. Dar din mărturiile copiilor, ceea ce aud este că în unele familii, da, fac o practică împreună. Da? Sau cu mama și cu tata, sau dacă au și frate, își găsesc niște momente ale familiei în care cu toții se organizează. Și, mă rog, practica este extrem de diversă. Da? Deci, cu siguranță, interesul există. Acum, cred că este mai important de menționat și apropo de titlul cărții și de tema cărții, cât de important este practica aceasta conștientizării prezente pentru profesori. Pentru că la școala noastră, dar văd asta din ce în ce mai mult în educație și la alte școli, copiii petrec foarte mult timp cu noi profesori și mai puțin cu părinții. Și asta înseamnă că de multe ori eu ca profesor am rolul uneori dificil de a crește acel copil emoțional, de a-l ajuta, de a-i da unele lecții de viață pe care părinții nu mai au timp să le ofere. Și atunci eu ca profesor am nevoie să găsesc anumite resurse să pot face față dificultăților acestora și provocărilor emoționale pe care copiii le aduc la mine la școală. Și una dintre resursele pe care le pot folosi este practica mindfulness. Pentru că meseria de profesor este una dificilă, este printre cele mai dificile meserii, cu cel mai ridicat nivel de stres exact, și este și o rată de abandon foarte mare atunci când se intră în meserie. Și tocmai de aceea este nevoie ca profesorul să fie sprijinit, să aibă niște modalități de a face față acestor provocări. Și Patricia Jennings vorbește foarte frumos acolo despre aceste programe de mindfulness care au început, mă rog, dintr-o cercetare de reducerea stresului, care au fost aplicate în școli. Și arată cum profesorii, dacă încep să practice atenția conștientă și conectarea cu sine, dar și atenția către celălalt, atunci și practica lor de profesor se îmbunătățește. Automat conectarea cu copilul va fi alta, pentru că își dau seama că de fapt este propria lor frustrare atunci când poate sunt deranjați de zgomote sau de prea multă agitație în clasă și nu este copilul. Da? Și când mă centrez pe mine și îmi dau seama că eu am anumite provocări peste care trebuie să trec și nu le mai proiectez pe copil, pe elev, atunci viața mea va fi un pic mai ușoară. Și în carte sunt și sugerate diverse strategii pentru a face față stresului de zi cu zi din meseria de profesor. Deci iată o carte foarte utilă, Mindfulness pentru profesori, cum readucem armonia în sările de curs. Și vreau să citesc puțin de pe coperta a patru a cărții despre autor, despre Patricia Jennings, înainte de a procede, să spunem, la cealaltă întrebare.
Patricia Jenkins este profesoară de științele educației la Universitatea din Virginia și de 40 de ani practică regulat mindfulness. După o carieră de 22 de ani în învățământ și în domeniul instruirii profesorilor, a obținut doctoratul în dezvoltare umană în cadrul Universității din California, San Francisco. La nivel internațional, este un lider recunoscut în domeniul mindfulness-ului aplicat în educație. Cercetările sale curente vizează abordări bazate pe mindfulness pentru a îmbunătăți contextul social și emoțional în sălile de clasă și procesul de învățare al elevilor. Mergând pe ideea subtitlului cărții, cum readucem armonia în sălile de curs, voi sunteți o școală, aș spune, privilegiată, sau hai să spunem că copiii care învață acolo au un mare avantaj, că practica mindfulness chiar este aplicată la orele de curs. Crezi că mindfulness-ul, apropo de sintagma de mindfulness în educație, ar trebui să se aplice în toate școlile românești? Știu că este un deziderat greu de ideal, dar ar trebui să existe, pentru că sunt convins că sunt foarte mulți profesori care trăiesc anumite momente de depășire, deci se simt depășiți de ceea ce se întâmplă, de atmosfera și să spunem de disarmonia, în antiteză cu armonia, care există la orele de curs. Ne imaginăm o sală de 30 de elevi de ciclu 1-4, unde profesoara nu știe ce să mai facă cu ei. Este foarte, foarte greu să-i stăpânească, și numai că să-i stăpânească, pentru că în acel moment copiii fac orice altceva decât să fie atenți la doamna învățătoare. Dar acolo clar nu mai există atenția. Deci pe lângă faptul că această carte este utilă atât pentru profesori, cât și pentru părinți, ce ar mai trebui să facă un profesor ca să instaleze cumva starea de starea naturală de bine și de mindfulness la orele de curs? Ok. Cu siguranță noi putem schimba pe ceilalți, sau noi putem influența relațiile cu ceilalți atunci când nouă ne este bine. De aceea eu subliniez de fiecare dată ideea că e important ca profesorul în primul rând să poată lucra cu el, să poată aduce practic aceasta a mindfulness-ului în viața lui de zi cu zi, atât în relațiile personale cât și în cele profesionale, și în primul rând în relația cu sine, ca apoi să o poată duce în relația cu elevii. Și atâta timp cât eu o să merg în ora mea de curs într-un mod conștient, cât o să fiu atentă la mine, cât o să fiu atentă la, știu, frustrările mele sau la durerile mele din corp sau la, știu eu, problemele pe care le am acasă, și o să știu că ok, sunt ale mele și nu sunt ale copiilor, o să încerc să le las conștient prin diverse tehnici și mecanisme în afara sălii de clasă, atunci îmi va fi mai ușor să vin acolo și să fiu prezentă cu copiii și nu să aduc orice încărcătură emoțională care ar putea apărea. Există și tehnici specifice pe care profesorul sau profesoara le-ar putea aplica direct cu elevii. Da? Și aici sunt nenumărate joculete sau tehnicuțe pe care profesorul le aduce principal în clasă. Da? Dar cred că abordarea cea mai potrivită este ca profesorul să înceapă cu el și apoi să se ducă către elevi. Îți mulțumesc foarte mult și pentru că ni s-au alăturat și celelalte două invitate, Lila Vasilescu și Andreea Alexandrescu. După cum multă lume știe, din cauza repetițiilor pentru ziua de 1 decembrie, ziua națională, traficul de la Arcul de Triunf până la Romexpo este extrem de greunat, aproape că nu există. Deci, cum spuneam, Lila Vasilescu, trainer, coordonator domeniul educației socio-emoționale și mindfulness la Școala Internațională Verita, directorul Fundației Verita, care dezvoltă programe de suport emoțional și educațional pentru copiii din medii defavorizate. Cum poate fi mindfulness aplicabil în educație și cum poate fi folosită această practică de către profesori și cum este ea aplicată la Școala Verita? În primul rând, am mulțumit tare mult pentru invitație și ne cerem scuze. Am încercat să ajungem cât putem de repede. Am încercat să respirăm pe drum și să nu lăsăm
așteaptă atenție, apropo de mindfulness. Mă acces direct pe întrebarea ta, pentru că, într-adevăr, la școala în care avem norocul să se lucră, am pornit de la această dorință de a le oferi copiilor o alternativă la educația clasică și în momentul în care ei pot învăța cumva să își recunoască emoțiile și să știe ce să facă în momentul în care aceste emoții de multe ori ne copleșesc. Cum aplicăm în educație, concret? Ce facem noi în școală? Cred că Andreea deja a discutat despre începe cu profesor. Munca în principal a unei școli ar trebui să fie pe această zonă de pregătire a profesorului, pentru că și el este și a fost la un moment dat un copil care poate că a avut sau nu parte de astfel de pregătire emoțională și în momentul în care profesorul poate să fie conștient de trăirile și de emoțiile pe care le are el în momentul în care interacționează cu copilul. Știm cu toți, fie că este părinți sau educatori, că copilul poate foarte ușor să stârnească foarte multe reacții emoționale în noi și atunci pasul întâi este acesta de pregătire al profesorului, astfel în momentul în care intră în sala de curs și are acel număr de copii în fața lui să se simtă în controlul corpului și a emoțiilor pe care le are, astfel încât în procesul educațional să știe că poate oferi copilului cea mai bună versiune a sa, care nu este alterată poate de acest cumul de emoții care ne copreșesc de multe ori. Concret, ce facem noi la școală în afară de partea aceasta de pregătire a profesorului? Urmează partea de lucru cu copiii. Lucrăm foarte mult în mindfulness pe concentrarea atenției asupra simțurilor. Mindfulness este o cale foarte utilă de a intra în contact cu corpul nostru și simțurile noastre. În acest fel, cunoscându-ne mai bine corpul și ce se întâmplă în corpul nostru când trăim anumite emoții, să știm ce putem face în situațiile respective și cum putem gestiona situațiile emoționale respective. Și atunci, de exemplu, noi la școală avem două momente cu tine, dimineața și după amiaza, după prânzul pe care le iau ei, când copiii au acest moment de mindfulness, care stăm în mindful body, îl denumim noi, este o poziție a corpului ca un munte, spre noi, că stăm trezi, picioarele încrucișate, închidem sau nu ochii și prin respirație, o dată, două respirații profunde, reușim să intrăm în contact cu corpul nostru. Atunci este momentul în care, cu niște clopoței pe care avem, ne concentrăm atenția pe sunet și în momentul în care îi aud acei clopoței, trebuie atenția lor, lanterna, cum o denumim noi, lanterna pe care o punem pentru că se lucră din jurul nostru, ca să observăm mai atent ce se întâmplă, merge doar pe acest simț auditiv al clopoțelului. Și prin aceste câteva momente pe care le pot petrece așa, zi de zi, repetat, ceea ce se întâmplă este că reușim acest mușchi al atenției, să spun așa, să devină din ce în ce mai puternic. Vă explicăm că și mintea noastră, ca și mușchi de corp, e un mușchi pe care dacă l-antrenăm zi de zi, o să reușim să fim mai buni și o să reușim să ne concentrăm mai bine și o să reușim să fim mai mult în zona verde, cum îi spunem noi, zona în care suntem pregătiți pentru a învăța, suntem relaxați și calmi. Și atunci, cu copiii avem aceste practici de două ori pe zi, în care au acest moment în care lucrează cu aceste simțuri, iar separat în cadrul orelor pe care le ținem noi, cei din echipa de educație funcțională, facem exerciții specifice care merg mai în profunzime. În prima fază, primele săptămâni, sunt chiar pe partea aceasta de simțuri, adică facem, de exemplu, începem cu acest mindful breathing, apoi mindful listening, mindful tasting, mindful walking, mindful touching. Intrăm în contact cu toate simțurile noastre și experimentăm să vedem ce se întâmplă, cum mă simt atunci când, de exemplu, ascult sunetele din pădure, le punem, de exemplu, diferite sunete și trebuie să recunoască ce fel de sunete sunt. Cum mă simt atunci când am ceva de pronțănit în gură, de exemplu, sau atunci când simt un gust în gură neașteptat. Facem anumite exerciții care iau ochii închiși și trebuie să guste ceva și să vadă cum mă simt în corp, ce emoții, ce gânduri apar atunci când se întâmplă lucrul ăsta. Și astfel explorăm toate aceste practici de mindfulness care sunt recomandate și în cadrul unei curicule pe care noi am luat-o din Statele Unite, unde acest mindfulness în școli este extrem de răspândit și există curicule acreditate după care și noi funcționăm. Și urmărind aceste practici, zi de zi, cu o perioadă îndelungată de timp, au acces la diferite
diferite exerciții, sigur pentru copii față de adulți vorbim mai mult de joc, pentru că așa intrăm în lumea lor prin limbajul jocului, sunt diferite joculețe pe care le putem face cu ei, astfel încât să intre în contact cât mai frumos cu această stare de prezență și de conștiință în corpul lor și apoi ulterior, sigur, în relațiile cu cei din jurul lor, cu colegii, cu profesorii, cu părinții și așa mai departe. Mulțumesc foarte mult, Linda Vasilescu. Revenind la Andreea, înainte să întreb și pe Andreea Alexandrescu câteva lucruri despre ceea ce înseamnă mindfulness în educație și cum aplică mindfulness-ul la școală. Foarte pe scurt, Andreea Neagu, practica mindfulness poate fi folosită și în tratamentul psihoterapeutic. În ce tulburări și în ce problematici psihologice putem aplica mindfulness? Americanii au început să aducă practica aceasta mindfulness-ului în psihoterapie, pornind de la niște programe de reducere a stresului, dar și în programe de lucru cu pacienții care aveau dureri cronice. Dureri care nu se vindecau cu medicina alopată, medicina clasică. Și atunci au făcut aceste cercetări și au dat seama că în deosebi, în tulburările care vin pe fond de stres sau tulburările somatice, tulburările corpului, mindfulness-ul intervine și are efecte destul de evidente, tocmai pentru că înseamnă conectarea cu corpul, pornind de la baza noastră a ființei. Da? Noi trăim într-un corp și de aici pleacă și tulburările fiziologice, dar de multe ori și tulburările emoționale și psihologice care sunt interrelaționate. Deci, în tulburările legate de stres, în tulburările emoționale, anxietate, depresie, a fost făcut un studiu și pe pacienți cu dependențe de droguri și au făcut un program din acesta bazat pe mindfulness și într-adevăr s-au văzut rezultate în reducerea dependenței și practic în tot ceea ce înseamnă dezvoltarea personală și îmbunătățirea stării de bine și a reconectării cu noi. Practic, încrederea în noi ne crește atunci când noi suntem conectați cu prezentul. Nu mai trăim doar în viitor sau doar în trecut. Nu ducem tot timpul la okay, ce mi s-a întâmplat, de dureros a fost, nu știu, acea traumă pe care am trăit-o. Dar că rămân aici, în prezent, și mă pot focusa pe ce experimentez acum, pe fericirea acestui moment, da? Că sunt aici cu voi și vă vorbesc și nu mă duc ochii, vai, îmi va fi foarte teamă sau ce emoții voi avea, că nu mă voi descurca, atunci cu siguranță starea mea de bine este aici, mi se reduce stresul, nu voi avea, știu eu, diverse procese fiziologice în corp care să-mi accentueze starea de rău, da? Și cred că pe măsură ce studiile vor avansa, ne vom da seama că și în tulburări mai grave, în patologie mai gravă, știu eu, tulburări de personalitate sau în schizofrenie sau boli din acestea mentale grave, va avea un efect, da? Îți mulțumesc, Andreea. Nu degeaba am luat în mână Mindfulness, 8 pași către fericire de Bhante Gunaratana, o altă carte din colecția Mindfulness a editurii Herald, pentru că trebuie să spunem pentru cei care nu știu că mindfulness-ul ca un fel de concept de gândire și tot ce înseamnă starea de bine, de echilibru interior, de pace și liniște sufletească, își are rădăcinile în budismul Zen. Asta este un lucru foarte important, deci tot ce înseamnă meditație. Andreea Alexandrescu, așa cum vă spuneam la începutul discuției noastre de astăzi, la evenimentul Mindfulness în Educație, cum readucem armonia în sările de curs, lansarea cărții Mindfulness pentru profesor de Patricia Jennings. Andreea Alexandrescu este psihopedagog și terapeut Dear Floor Time, iar în rolul ei la Școala Internațională Verita oferă sesiuni individuale de terapie și lecții de învățare socio-emoțională și mindfulness. S-a întors în România în urmă cu câțiva ani cu dorința de a împărtăși ceea ce a învățat și experimentat în area terapiei Floor Time și în domeniul educației socio-emoționale. Andreea, pentru că unul dintre capitole, din capitolele cărții Mindfulness pentru profesor se numește Arta emoțională a predării. Ce înțelegi?
trece prin arta emoțională a predării și dacă, sau mă rog, nu dacă, ce rol, apropo de arta emoțională a predării, ce rol joacă empatia și compasiunea în relația profesor-elev? Și mulțumesc Călitului Herald că mă aflu aici. Vreau să-i felicit pentru publicarea acestei cărți. Este o carte minunată. În capitolul pe care Sorin tocmai l-a menționat, autoarea dezvoltă foarte mult tot ce înseamnă sfera emoțiilor, pornind de la ideea că, în primul rând, motivația pentru învățare vine din asocierea procesului de învățare cu emoție pozitivă, curiozitate și cu interes. Acesta ar fi un aspect. Un alt aspect este acela legat de experiențele emoționale, atât intrapersonale, adică ceea ce trăim în interior, și emoțiile și experiențele emoționale interpersonale, adică acelea care se întâmplă între profesor și elevi sau între colegi în clasă. Unele din ele atât de mult încât observăm că, mă rog, în școală, în clasă, copiii își formează acele subgrupuri sociale pe baza unor prietenii apropiate sau, mă rog, parteneriate pentru năzbâtii, așa cum le denumește autoarea. Pentru ca, mă rog, în clasă, ca și profesor, să reușim să transmitem copiilor ceea ce ne dorim într-un mod entuziast și atractiv, este foarte important să ne menținem noi înșine echilibrați și asta presupune o conștientizare adâncă a ceea ce trăim în momentul respectiv. Mediul școlar, în comparație cu alte medii de lucru, creează o situație foarte specială, în sensul că dacă în alte profesii putem să spunem și este cumva captiv în acel mediu și determinat, forțat mai degrabă să-și stăpânească emoțiile și să continue să analizeze și să rezolve problemele care au apărut în timp real. Dacă, în schimb, reacționăm într-un mod automat și inconștient la ceea ce se întâmplă în casă, la situațiile emoționale create de către elev, atunci înseamnă că suntem plini de reactivitate emoțională, cum numește autoarea, și copiii reacționează la rândul lor într-un mod negativ, în sensul că atunci când datorită emoțiilor puternice, de exemplu, expresia facială ni se schimbă, tensiunea în corp crește și vedem că și corpul ca și postură se schimbă. Copiii pot să reacționeze în două moduri, fie pot să devină defensiv sau chiar poate puțin impertinenți, iar alții, din potrivă, reacționează cu frică și cu retragere. Niciuna din aceste două reacții nu este favorabilă învățării. Din contră, poate să distrugă aproape în totalitate ceea ce ne dorim să facem cu ei. Și atunci, evident că această conștientizare de plină, capacitatea noastră de a focusa atenția asupra emoțiilor, ne poate ajuta să detectăm emoțiile care se clădesc în noi, începând cu primele semnale subtile și dându-ne o șansă în plus de a reuși să gestionăm ceea ce urmează și de a nu ne lăsa pradă emoțiilor. Deci cum facem? Există mai multe modalități, există câteva tipuri de meditații care se pot face în clasă, în timp real, în momentul în care, de exemplu, interacționăm cu copiii, încercăm să ne aducem aminte momentele în care noi am fost într-o relație cu un profesor care ne-a ascultat, care a fost atent la ceea ce simțim și cum putem să transferăm acele pozitive în relația actuală. De asemenea, putem să încercăm să ne aducem aminte și
medităm, dacă vreți, asupra unui moment în care noi am ajutat un copil, am fost acolo pentru el, i-am recunoscut emoțiile și l-am ajutat să treacă peste un moment greu. De asemenea, este un fel de cultivare a emoțiilor pozitive, dacă vreți, și un transfer care se poate face în situația de față. Există practici care se pot face acasă, zilnic, și acestea sunt cele mai importante. Probabil Andreea deja a atins subiectul. Autoarea preia de la Daniel Siegel o modalitate care se cheamă roata conștientizării, unde ne imaginăm că suntem ca pe o roată de bicicletă, noi în centru și spițele ar fi, să zicem, direcțiile către care, sau pe care noi ne îndreptăm atenția, iar pe margine, pe cer, vom avea foarte multe experiențe, fie legate de corp, ne vom conștientiza senzațiile din corp, ne vom conștientiza emoțiile, ce senzații din corp asociem cu acele emoții, ne vom conștientiza gândurile și mai ales tiparele de gândire sau de emoție care întăresc această stare reactivă. Și practic se plătește un fel de spațiu între stimul și răspunsul pe care putem să-l dăm într-un mod mai inteligent. Cred că am pierdut din vedere ultima parte a întrebării, Sorin, dacă mai era. Vorbeam despre compasiune și empatie. Ele sunt niște valori prosociale, cum sunt denumite în această sferă a învățării socio-emoționale. Și cu toții ne dorim ca atât profesorii la clasă, cât și copiii și elevii noștri să-și dezvolte aceste capacități. Evident că atunci când profesorul este mai liniștit, mai calm, pe de altă parte este entuziast și interesat în subiectul pe care îl predă, transmite copiilor un interes mai mare pentru învățare. În momentul în care facem proiecte și copiii pot experimenta, să zicem, în mod direct ceea ce înseamnă învățarea socioemoțională, adică mergem, de exemplu, poate la un orfelinat și facem o donație sau stăm de vorbă cu copiii aceia, petrecem timp cu ei, ei experimentează în timp real aceste valori, ce înseamnă să arăt compasiune către alte persoane care poate sunt în dificultate acum, ce înseamnă să încep să empatizez, dar să încep să adopt perspectiva altuia, să văd ce înseamnă să fiu în situația lui. Noi adresăm aceste aspecte atât, să zicem, teoretic, prin programele de învățare socioemoțională, dar și prin aceste proiecte pe care încercam să le menționez, în așa fel încât toate valorile prosociale, nu numai empatia și adoptarea perspectivei, dar și valori ca și cooperarea și crearea unei comunități în final, vor avea o șansă mai mare să fie, mă rog, adoptate de copiii și elevii cu care lucrăm. Eu cred că această carte minunată vine foarte mult în sprijinul schimbării de paradigmă în educație, care, dacă știm unde să ne uităm, vedem că se schimbă și cred că nu este singura paradigmă care se schimbă. Dacă ne uităm în sănătate, în justiție, în felul în care ne hrănim, în felul în care avem grijă de planetă, până la urmă este o paradigmă mai largă, dacă vreți, care se schimbă, pornind din toate domeniile. Și educația este unul dintre cele mai importante, consider. Mulțumim mult, Andreea Alexandrescu. Iată, deci, prin empatie, prin compasiune, prin emoție, prin atenție conștientă, reușim să creăm, să creăm o puncte de legătură între noi și elevi, între cadrele didactice și elevi la sările de curs, la orele de curs. Le mulțumim foarte mult că au fost alături de noi Andreea Neagu, Andreea Alexandrescu și Ila Vasilescu de la școala Verita International. Faptul că ne-au împărtășit din experiențele profesionale pe care le au zi de zi la această instituție, aș spune eu, privilegiată. Și aceste programe educaționale cred că ar trebui să existe în toate școlile din România, pentru că mindfulness în educație este un lucru foarte, foarte important. Încheiem și acest al doilea eveniment de azi de sâmbătă
la standul editurii Herald. Cum spuneam, mindfulness în educație, cum readucem armonia în sălile de curs. Volum publicat de Patricia Jennings, volum editat de editura Herald în colecția Mindfulness. Le mulțumim invitatelor noastre, vă mulțumim dumneavoastră că ați fost alături de noi și vă invităm și la următoarele evenimente pe care le vom avea astăzi. Vă mulțumim!